Tragedie fără margini în județul Mehedinți. Trei tineri și-au pierdut viața seara trecută în urma unui accident extrem de violent. Aceștia au intrat cu mașina frontală într-un tir. Doi dintre aceștia urmau să aibă săptămâna viitoare ceremonia de absolvire a liceului. Vestea a căzut ca un trăsnet peste familie și apropiații acestora. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Pe cadea sa de acolo, sunt 2600 până aici. În aceste momente auzim, familia este devastat. Spunea că abia așteaptă să poarte roba. Nimic nu prevestea ce avea să se întâmple seara trecută în județul Mehedinți. Vestea morții celor trei tineri a căzut ca un trăsnet peste familie și apropiații acestora. Cei trei se îndreptau spre casă în comuna Bălăcița, când, într-un moment de inconștiență, șoferul de 19 ani a intrat într-o depășire riscantă și a lovit cu viteză un tir, după care s-au răsturnat în afara carosabilului. La sosirea ambulanțelor, cei trei tineri erau în stop cardiorespirator, iar eforturile medicilor de a-i salva au fost în zadar. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânjul Mare au intervenit cu auto speciale de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță smurt la un accident rutier produs între un autotren și un autoturism la ieșire din orașul Vânjul Mare spre localitatea Bucura. La locul evenimentului au fost mobilizate și trei echipaje ale serviciului de ambulanță județean. În urma accidentului, trei victime au rămas blocate în autoturism și a fost nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru extragerea acestora. Cu ajutorul accesorilor din dotare, salvatorii au descarcerat victimele, două tinere de circa 18 respectiv 22 de ani și un tânăr de 19 ani care se afla în stare de inconștiență în stop cardiorespirator. După extragerea victimelor s-au început manevrele de resuscitare. Din păcate, aceștia nu au răspuns manevrelor, fiind declarați decedați de către medicul staj. Ne aflăm în comuna Bălăcița, acasă la Mădălin, șoferul mașinii în care și-au pierdut viața tinerii. Cu atât mai tragic este faptul că părinții acestuia se aflau în drum spre România în timpul producerii accidentului, deoarece aceștia lucrează în Franța și încă nu au ajuns acasă pentru a putea ridica trupul neînsuflețit al lui Mădălin. Însă, acasă, i-am găsit înmărmuriți de durere pe unchiul și mătușa, dar și pe sora acestuia care, seara trecută, trebuia să se afle și ea în mașina morții, însă Mădălin, sau poate soarta, a decis să rămână acasă de această dată. Sunt terminat, la fel și copiii mei, tot din fața. Și familia, fata, bine că n-a luat-o și pe ea. Și a fost pentru prima dată când nu a luat-o. A zis, rămâi tu acasă. Dumnezeu poate. Deci că soarta poate a făcut acest lucru. Da, da. Cum s-a ajuns la această tragedie? Era mai teribilism, mai viteză? Cred că un pic a băgat pătorul în ea. El n-a văzut în față și tirul venea în paza asta, n-am mai putut și direct în tir. Da. Sunt acum vorbi cu copilul. Sunt în Austria, ca pe cadea sa de acolo. Sunt 2600 până aici.
În aceste momente auzim, familia este devastată. În mașină cu acesta se mai aflau două tinere de 18, respectiv 22 de ani și care, din sursele noastre, erau chiar verișoare. Râuri de lacrimi și o mare roșie din candele am găsit și la liceul Dr. Victor Gomoiu din Vânjumare, unde elevii, profesorii, cât și conducerea unității de învățământ sunt înmărmuriți de durere și ne spun că nimic nu prevestea ceea ce urma să se întâmple cu acești tineri în noaptea groazei. Cred că cea mai mare tragedie care se întâmplă în cadrul liceului nostru, niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva. E un lucru care ne-a bulversat pe toți, atât cadrele didactice, cât și pe toți elevii liceului. Cei trei tineri au fost sau încă mai erau elevi ai liceului teoretic Dr. Victor Gomoiu. Băiatul, Incu Mădălin, era în clasa 12-B. Pinten Laura era elevă în clasa 12-C. Iar șoavă Cristina este una dintre absolventele liceului nostru, care a dus cu mândrie numele liceului mai departe. A fost reprezentantul liceului la olimpiadele școlare de sociologie. Pinten Laura, de asemenea, o elevă excepțională, de fapt toți trei au fost elevi excepționali, fără nicio absență, cu bursă de merit, iar Mincu Mădălin era unul dintre mulții copii ai României care îngrija gospodăria, pentru că părinții sunt plecați ca mulți alții în afară. Este o tragedie pe care nu putem exprima în cuvinte. Laura, una dintre fetele care au murit noaptea trecută, avea 18 ani și era elevă la liceul Dr. Victor Gomoiu din Vânjumare. Cei care au cunoscut-o spun că era o fată care avea mereu zâmbetul pe buze și rezultate foarte bune la învățătură, iar colegii spun că aceasta abia aștepta să poarte roba săptămâna viitoare în cadrul ceremoniei de absolvire a liceului. Zâmbea mereu, era energică, nu ne așteptam niciodată se va întâmpla așa ceva. Deci o adevărată tragedie. Da, pentru noi da. Odată săptămâna viitoare avea festivitatea de absolvire. Da, chiar ieri am auzit-o pe hol când spunea că abia așteaptă să poarte roba. Cristina, cea de-a doua victimă din accident, o tânără de 22 de ani, era studentă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar directorul unității de învățământ, unde aceasta a fost elevă, ne-a spus că i-a făcut mândri peste tot, participând la numeroase olimpiade și concursuri. Rămas fără cuvinte, șocat. Cum erau ei ca elevi, ca prieteni? Ca prieteni erau foarte buni, erau de data. Ce să mai spun? Deci nu vă așteptați sub nicio formă la ceea ce... Niciodată. Tragedia este cu atât mai mare cu cât Mădălin și Laura aveau ceremonia de absolvire chiar săptămâna viitoare. Tinerii care aveau toată viața înainte și care și-au găsit sfârșitul tragic în curba morții de la Bucura vor rămâne mereu în amintirea și inimile celor care i-au cunoscut, iar pe rețelele de socializare au curs zeci de mesaje de la apropiații acestora. Drum lin, copii frumoși, mult prea devreme, iar tu, Laura, mi-ai sfâșiat inima. Un altar al neputinței, un altar al durerii, al suferinței fără margini. Fiecare dintre ei a fost mândria acestui liceu. Drum lin, suflete dragi, o să rămâneți mereu în sufletele noastre. Sunt doar câteva dintre mesajele care au inundat rețelele de socializare. Pe drumul unde s-a petrecut accidentul au rămas bine impregnate în asfalt și în împrejurimi urmele tragediei. Studii recente arată faptul că în toată lumea, accidentele auto sunt principala cauza deceselor printre tineri. Comportamentul riscant a fost identificat drept un factor cheie care stă la baza acestor statistici.